Pentru astăzi avem misiunea de a crește două Ravenuri, și anume de melee, complete survival mission with level 30 or higher enemies without killing anyone, adică trebuie să facem un survival de nivelul 30 plus fără să omorăm pe nimeni pentru melee, iar pentru pistol avem ceva asemănător și anume trebuie să avem un survival de level 30 fără să omorăm pe nimeni și fără să folosim consumabil de energie. Iar pentru această misiune mi-am luat Loki Prime, armele astea în rang, am un primary weapon, dar sper să nu-l folosesc. Și o să încercăm pe... Opa, unde ești? Pe Void Mod. Știu că e cea mai ok, dar înainte să alegem solo, să ne bage cu nu știu cine. Și asta e. Și gata, am început. Să vedem dacă reușesc să supraviețuim. Ideea este trebuie să fug, bă, sper că nu-i omor cu tine. Să fug și să caut life support-uri prin containere. Aia nu-i omorât eu. S-a omorât singuri. Dacă nu se pune chestia aia că am omorât eu, că ar fi super lame-os. Ui. Și ăsta e un joc de care stă mai mult în viață. Practic nu e prea greu. Am antrenat ceva pentru asta. Mai la proștia cum mor. Dacă n-are vreo chestie specială GG-ul ăsta ca să mă atace că sunt invizibil. Mor de la lasere. Acum ar trebui să mă apropii un pic de life support-ul nostru. Hai să activăm una. Mergi și la următoare acum. N-am niciun kill, damage deal, total kills 0, da? Deci momentan suntem pe bine-s. Nu! Vreau să cad. Gata, asta a fost. Trebuie să ajung la sfârșit fără să omor pe nimeni. Boom! Easy peasy. Una dintre cele mai ușoare misiuni. Dacă îți bați capul cu loc, rezici chiar și mai mult. O să vedem acum ce reward ne-a dat. Boom! Shiv, Critator și Acrid. Shiv, parcă am Shiv-ul. Nu știu, și acridul trebuie să mă uit. Asta a fost, ne-am zis data viitoare. Pa, pa!